mulțumesc pentru participarea la prezentarea cărții Povestea vieții lui Radion Chiaburu, care este mărturia unui destin extraordinar. În toamna anului trecut am primit încântătoarea invitație de a ne întâlni cu domnul Radion Chiaburu și de a-i aduna memoriile și a le ordona în scris din partea nepoatei dumnealui, doamna Blanca Iordan. Invitația a venit ca un răspuns la un proiect al nostru, Serviciile Memorialistice, sub deviza că toate familiile au o istorie. Ne-am gândit că ar fi bine ca vârstnicii ce se întâlnească cu tineri ca mine și Mihai și să le povestească amintirile lor, urmând ca noi să le scriem într-un mod literar și cu documentare suplimentară într-o carte care să rămână familiei pentru a transmite mai departe aceste amintiri generațiilor viitoare. Ideea a tras cel puțin o persoană pe doamna Blanca Iordan, astfel că entuziasmați de invitația primită, ne-am apucat de lucru și la începutul acestui an a ieșit această carte. Povestea lui Radion Chiaburu, după cum a spus, este mărturia unui destin extraordinar care a început în ziua de 10 aprilie 1920 în satul Basarabean, Pecești. Turnura de destin a avut loc în anul 1933, când Radion a fost selectat să facă parte din clasa marului voievode Alba Iulia, prințul moștenitor Mihai al României. Clasa Palatina a fost școala regală specială înființată de regele Carol al II-lea pentru a acoperi studiile de liceu ale prințului Mihai al României. Au fost aleși elevi din diferite medii sociale și regiuni ale țării pentru o cât mai largă reprezentare a societății românești din acele vremuri. Ceea ce evaluez eu ca fiind contribuția noastră personală este faptul că am adunat mai multe detalii care în unitatea lor dau noi sensul acestei biografii. De exemplu, în anul 1933, când Radion a fost ales să facă parte din clasa Palatina, el era întârziat în studii cu un an, pentru că fusese bolnav în timpul primului an din ciclul primar. Și nici nu știa să cânte, deși despre basarabeni se spune că ar cânta frumos. Iar profesorul care l-a evaluat, făcea parte din comisia de selectare a elevilor pentru această clasă, Nicolae Sax, era tocmai profesor de muzică. Și totuși l-a selectat pe el și după ani i-a mărturisit. Pe tine te-am văzut, băiat isteț, mi-am călcat pe suflet, deși erai afon. Adică, am trecut peste faptul că nu știai să cânt și erai întârziat în studii cu un an, ținând cont de celelalte abilități ale tale. Inteligența, seriozitatea, perseverența, caracterul. Și a fost pentru el o șansă extraordinară. Tudor și Mihai fac un demers care poate nici ei nu știu și sigur nici ei nu știu. A fost preconizat încă după primul război de părintele istoriei românești, de Nicolae Iorga. În Arhivele Olteniei, el a publicat în 1921 un articol, Istoria țării prin cei mici. Prin aceasta Iorga propunea o direcție în care nu s-a mers mai târziu. Au fost puțini cei care au făcut genealogii de familii țărănești, regretatul Radu Crețeanu, cercetări asupra țărănimii, cercetări de tip antropologic. Radion Chiaburu este o biografie, spunea Tudor și avea dreptate, excepțională, dar în același timp este biografia firească a unui basarabean ajuns în părțile noastre, care a avut, evident, un noroc foarte mare, dar care apoi a trăit în regat și apoi în republică, alături de conaționalii săi și, din fericire, el trăiește încă. Regele Carol al II-lea avea un interes cu totul special pentru dezvoltarea culturală a fiului său.
Vreau să închei spunându-vă că ceea ce au făcut frații Vișan Miu este într-un fel operă de pionierat, pentru că ei au avut ideea aceasta unei chestionari integral. Ceilalți au luat interviuri, ceilalți nu erau interesați în primul rând de Radion Chiabur. Erau interesați de regele Mihai, de marele voievod de Alba Iulia. Ei au fost interesați de omul cel mic, cum spunea Iorga. Și realizarea lor din acest punct de vedere este remarcabilă. Eu îi felicit pe amândoi. Structura acestei cărți, foarte bine documentat, are și aduncări în loc de subsol. Mulți intezile de licență uită să le treacă. Bibliografie. Sunt termeni explicați. Este un interviu înregistrat. Este o muncă înspăimântătoare să treci în curat, în cuvânt scris, un interviu înregistrat. Și au fost multe casete în aceste pagini pentru a rezulta această carte. Este un punct de plecare pentru Tudor. Trebuie să termine liceul. Va termina.